iunie, Chindia a câștigat 2-0 pe terenul celor de la Pandurii. Aici Neicuțescu, gol! Neicuțescu deschide scorul! Chindia conduce campioana României cu 1-0. Gol marcat de Mihai Neicuțescu, cel care reușea un golaso și în prima etapă pe terenul lui Gazmetan Mediaș. Neicuțescu, a doua reușită în Liga 1. E adevărat, golul vine după o eroare în defensiva CFR-ului, dar asta are mai puțină importanță. CFR-ul schimbă, va ieși Itu și va intra Luis Aurelio. Noi revedem faza golului. Iame o gol, lucrează un balon pe partea stângă. Acolo Butean nu reușește să-l blocheze. Greșeala îi aparține lui Mureșan și Neicuțescu, din întoarcere, îl învinge pe portarul Vâdcă. Iată ce eroare face Mureșan, un fundaș experimentat nu are voie să facă o asemenea gafă și Neicuțescu nu iartă. 1-0 așadar pentru nou promovata Chindia Târgoviște în disputa cu campioana României CFR Cluj.